Bună seara, hello, здравствуйте, eu sunt Iușa, vă urmăriți interviu cu Ionel Distrat. Ionel, bună seara, ce mai faci? Bună, foarte bine, mulțumesc de invitație. Cu plăcere, trecem la întrebări, nu avem mult timp. Prima întrebare. Îmi pare bine cunoșteți. Absolut, apropo, da, noi trebuie să facem asta la cameră. De pe internet am aflat că ai făcut școală de muzică, ai făcut acordeon și pian. Da. Deci ești școlit, ai bază. Da. Mă interesează dacă dorința și dragostea de a face muzică cumva ți-a fost stârnit de această școală sau invers? Sau te-ai dus la școală pentru că îți plăcea muzica? Ce ține de cariera mea este o istorie foarte, foarte lungă, să zic. S-a început totul în anul 1998 la școală, Ziua Îndrăgostiților, 14 februarie, și acum mi-am amintesc această dată. Am cântat o piesă super celebră pe atunci, Doi ochi căprui de Bambi, dacă ți-am amintit și tu. Știu, am fost și eu în perioadă. Și uite că atunci profesorii, publicul, părinții au văzut potențialul meu și m-au sugerat să mă duc la o ascultare în orașul Dubăsari. Am avut o ascultare, le-am plăcut foarte mult, aveam o voce de copil foarte faină. Peste ceva timp am fost numit și privighetor în Istreană, un fel de Lobertino Loreti de peste Nistru. Și mergeam la foarte multe concursuri. Părinții mei au văzut viitor în mine și mama mă ducea la foarte multe concursuri naționale, internaționale. Și pe lângă voce, pe lângă talentul meu de a cânta, mai era nevoie și de școală, de studii muzicale. Și uite că părinții au decis să mă dea la școală muzicală din orașul Dubăsari, la care am făcut 7 ani acordeon și pian. Dar părinții te susțineau în ceea ce faci sau erau sceptici când ai început să faci asta profesionist? Nu, mă susțineau, deoarece au văzut potențial și chiar aveam talent de a cânta, fiindcă oriunde mă duceam la ce concurs, tot timpul veneam cu premiul 1, cu premiul 2 sau cu premiul mare. Tot timpul veneam cu cadouri și asta îmi dădea un impuls foarte pozitiv și îmi dădea un impuls ca să merg înainte și să muncesc cât mai mult, fiindcă cred dacă din copilărie îți faci un fel de experiență în scenă, atunci deja acum am concertele mele solo, am concerte prin țară și peste hotare, deja sunt foarte liber în fața publicului și sugerez tuturor părinților, dacă văd în copilul său un talent sau o pasiune să o dezvolte, fiindcă de mic copil trebuie dezvoltate aceste calități. Dar tu crezi că școala e importantă sau dacă ai talent și ai dorință, e destul, e ok? Nu, eu cred că e importantă, fiindcă mie mi-a plăcut, în primul rând, eu cred că e ok ca un artist să cunoască nota do și, și altceva, da? Să scrie un dictant sau altceva. Eu tot timpul am tins spre perfecționalism și mă străduiesc să fiu perfecționist. Asta e important. Dar nu faci școală cu cineva? Adică ai... Nu, eu am finisat Universitatea de Studii Economice câțiva ani în urmă. Nu, eu am vedere, mergi la, nu știu, la un vocalist ca să te, nu știu, să-ți exerciți vocea. Niciodată n-am făcut canto, am făcut câteva ore și la conservator cu câțiva profesori, dar mai mult Dumnezeu mi-a dat vocea, așa vreau să zic. În Moldova poți face bani din muzică? La momentul dat, da. La început era mai greu, deoarece erau mai mult investeam bani. Investeam în piese, în promovare, în videoclipuri. Și când am devenit cunoscut și popular, deja au început și să-mi vină și banii. Doar că, zic, eu merg, fac multe concerte prin țară, merg la diferite privaturi, adun banii și investesc într-un videoclip. Deoarece tot timpul mă străduiesc să fac producțiile mele cât mai calitative și ca în viitor, când voi deveni un star internațional, să mă mândresc cu mine ceea ce am făcut în tinereți. Tu crezi că asta e important? Sigur, pentru mine da. Ok. Mă interesează câți bani cheltui tu pe lună, de câți bani tu ai nevoie lunar, ca să te simți bine, ca să te poți duce, nu știu, la un pahar de vin, la un cinematograf, să poți investi în ceea ce faci, să-ți cumperi haine, de ce nu? Sincer, nu cunosc, chiar nu știu. Nu am numărat niciodată. Nu sunt materialist, în primul rând, vreau să zic. Tot timpul am făcut tot ce fac cu dragoste și cu un interes. Dar să număr banii niciodată n-am. Muzica și versul de cine îți scrie, cine îți face?
Am colaborat, cred eu, cu cei mai cunoscuți muzicieni din Republica Moldova și nu numai. Uh-huh. Cei mai cunoscuți compozitori. Alex Brașovean, Gorgos, Musteață, Lozanciuc. Deci foarte, foarte multă lume. Morandi. Deci am colaborat practic cu toți. O experiență foarte frumoasă. Fiindcă tot timpul am tins să fac ceva mai bun și să fac ceva comercial. Chiar dacă anul acesta am făcut un proiect necomercial, de suflet. Asta dar a fost ideea ta? Da. Tu ai vrut să am vrut să fac la această melodie un videoclip, deoarece țin foarte mult la ea. Uh-huh. Eu am fost în copilărie crescut și de bunei, de bunica mea, pe care am iubit-o foarte mult și am dedicat această melodie ei. La care am fost evident ajutat de echipa mea, Spela Brothers, băieții cu care lucrat de 5 ani. Este echipa cu care am cunoscut împreună succesul. Deci ei au fost cu tine de la bun început? Da, noi ne-am dezvoltat împreună. Uh-huh. Vorbesc absolut de tot, de la investițiile în tehnică până la momentul dat. Fiindcă singur niciodată nu poți să faci nimic, fiindcă ai nevoie chiar de o echipă. Când ai lumea care te susține și o echipă, atunci un artist este norocos. Cât de des faci playback? Nu folosești. Deci, la emisiuni televizate, uh-huh. deoarece multe televiziuni nu au aparatajul necesar și nu că noi dorim, dar ei chiar ne roagă să facem playback, fiindcă le este mai ușor lor. Uh-huh. Ne scuzați, noi avem, faceți, cântați, dați ne poze. Asta e, da. Care este scopul tău de artist? De ce cânti? De ce cânt? Fiindcă îmi place, este pasiunea mea, nu-mi dau seama să am altă profesie. Uh-huh. Tot timpul am cântat toată viața mea. De mic copil, de la 4-5 ani, veneau oaspeți acasă și eu, nu știu, îmi luam un parfum de al tata, îmi luau o beretă ceva și le demonstram tuturor oaspeților calitățile mele vocale și calitățile de artist. Tot timpul am fost foarte pozitiv și foarte impulsiv. Tot timpul părinții, ce să facem copilul ăsta, are atâta energie. Asta e. Uh-huh. E născut. În Moldova există vedete? Da. Da. Dar ce-ai schimbat tu în showbizul autohton ca să-l perfecționezi, ca să-l faci mai bun? Vreau să zic că generația noastră de artiști a avut o evoluție mai mare acum, fiindcă eu cred că de 5 ani noi chiar am schimbat multe în showbizul nostru. Generația? Tu de cine vorbești? Nu, de până la 25-30 de ani, categoria asta de artiști. Fiindcă și media s-a dezvoltat, au apărut multe posturi TV, multe site-uri în domeniu. Deci eu cred că foarte tare s-a dezvoltat. Dacă în trecut 10-15 ani în urmă, prin anii 2000, erau 2 sau 3 posturi și era foarte greu să apari la un post TV, la o emisiune de specialitate. Acum uite că deja presa aleargă după noi, după artiști, tot timpul se interesează ce facem, ne urmăresc pe Facebook cu orice postare, mai nu să fie știre pe toată țara. Dar tu ești ok cu asta? Asta e. M-am obișnuit. Eu sunt de la 17 ani în scenă, am făcut primul videoclip, l-am filmat la 17 ani și uite că sunt deja câți? 5 cu 3? Uh-huh. Sunt 8 ani de cum sunt în piață aici, în Republica Moldova. Uh-huh. Chiar dacă în adolescență, mergând la diferite concursuri, doream să fiu celebru în Republica Moldova, uite că în câțiva ani am demonstrat asta. Uh-huh. Dar tu ai devenit popular peste noapte sau totuși a durat ceva timp? Cât de ușor e să te promovezi de fapt în Moldova? Foarte greu, eu cred. Doar că am avut norocul de piese bune, de videoclipuri bune și de un public superb. Eu m-am făcut celebru pe internet, asta o recunosc. Eu fac parte dintr-o familie modestă și nu am avut posibilitatea să mă duc la orice post TV sau radio să înțelegi care este tema. Și publicul pe mine m-a promovat. Like după like, like după like. Share după share, da. Asta e. Uh-huh. Și le mulțumesc foarte mult, fiindcă e plăcut când mulți părinți mă telefonează sau la concerte, când toți copiii sau adolescenții îți cânt piesele tale, te gândești că, uite, am fost și eu în locul lor,
aveam și eu 8-10 ani și ascultam Britney sau 3 Sud-Est pe timpuri și uite că am crescut și mi-amintesc, uite, eram mic și ascultam amintirile mă chinuiesc și uite că peste ani acești copii vor crește mari și se vor aminti cum cântau Lubluții de azi, da, sau numai. Dar tu ai un cover preferat de pe internet? Cineva care ți-a cântat o piesă și ție chiar ți-a plăcut? Chiar absolut toate îmi plac. Nu, eu am sute de cover-uri și sute de fan-made la piesele mele, uh-huh, și la videoclipuri chiar am foarte multe fan-made-uri. Da, poate unul așa făcut calitativ care să-ți placă. Da, a fost acum recent la Numai, a fost tradusă în limba kazah, îmi pare, nu știu în ce limbă, și a fost făcut un videoclip foarte profesionist de o trupă din Kazahstan, la care am rămas plăcut surprins. Mi-a plăcut foarte mult și i-am admirat. Are, apropo, peste 100.000 de vizualizări, cel video, da. Bunișor. Ce beneficii, de fapt, și ce daune sau incomodități îți aduce popularitatea ta? Mie îmi place ce fac eu. Doar că uneori mă deranjează mulți jurnaliști, mă deranjează un pic multe întrebări așa mai nu pe placul meu, prostești, eu le zic. Dar sunt unii care vor să-și facă popularitate pe seama altora și asta o înțeleg, fiindcă asta e meseria voastră. Da, din alt punct de vedere, voi trebuie să răbdați tot asta. Da. Cum crezi, de ce piesele tale au devenit atât de pe placul moldovenilor? Ce ai tu și ce n-au alții? Eu niciodată nu m-am străduit să mă compar cu altcineva. Eu tot timpul mă străduiesc să mă depășesc singur pe mine, să fac fiecare produs mai bun decât cel precedent. Probabil că fac ceva pământesc, ceea ce le place tuturor. Fiindcă chiar mă străduiesc să fac melodii de dragoste, după cum cunoaștem, melodii care să ajungă la sufletul celor care ne urmăresc și tot timpul mă străduiesc să fac ca să-mi placă mie. Dacă mie îmi place, atunci se va găsi câțiva oameni care le va place la fel. Dar că, uite, acești 10 îi mulțești la mii. Și asta mă bucură foarte mult. Ai să considera cel mai bun în ceea ce faci și a se considera a fi sigur pe sine, de fapt. Asta e o calitate bună sau rea? E o calitate bună. Eu cu anii am căpătat-o, fiindcă la început eram un pic nesigur, fiindcă când ești la început, eu cred că fiecare, în orice domeniu, tot timpul nu este sigur. Dar cu anii capeți o experiență, capeți multe lucruri în spate și le treci. Ești mai sigur, ești mai îndrăzneț și deja îți pui capricile tale. Da, nu? Vreau, da, corect. Înțeles. În 2010 ai participat la selecția națională Eurovision. Mă interesează de fapt de ce ai stopat, de ce te-ai oprit acolo și dacă vrei să o mai faci, vrei să mai participi și ai în plan poate cândva să reprezinți Moldova la Eurovision? Câteva detalii pot să zic și mai mult. Bun. În 2010 am participat la două proiecte importante care au fost lansate în aceeași perioadă. Este vorba de Fabrica de Staruri 2, dar, și Eurovision. Și am intrat și la Eurovision și la Fabrica și eram nevoit să aleg între două. Și de că m-am gândit că cel proiect comercial va dura mai mult timp și va fi promovat mai mult și am ales Fabrica și de că atunci n-am prins nicio iepure. Am fost din prima eliminat la Fabrica de Staruri și am pierdut și Eurovisionul. Dar Dan Negrul m-a încurajat atunci, mi-a zis că mulți ani în urmă a fost un cântăreț necunoscut la Cerbul de Aur, care la fel a participat, a fost foarte apreciat de public, foarte mult le-a plăcut, dar n-a trecut mai departe și mi-a zis să continui în continuare, deoarece cel tânăr necunoscut, astăzi îl cheamă, care a continuat, îl cheamă Julio Iglesias. Și uite că cele cuvinte pe mine foarte mult m-au susținut și mi-au dat mult curaj și am zis că să continui și uite că în câteva luni am realizat piesa Liubliu Tibea,
cu un videoclip și m-am făcut celebru pe toată Republica. Dintr-o piesă. Dintr-o piesă. Dar ai să mai particip la Eurovision sau nu? Să știi că pentru mine Eurovision nu este cel mai înalt de categorie, proiect al muzicii. Uh-huh. Eu am alte interese. Eu tot timpul am fost interesat să fac producții, să fiu artist, să fac videoclipuri, piesele mele, ca să bucur fanii cu noi melodii. Eurovision este un concurs, îl socot ca celelalte concursuri pe care deja le-am depășit eu, fiindcă toată viața până la 17 ani am fost la foarte multe concursuri. Mm-hmm. Am acasă o arhivă de diplome și de trofee. Cred eu pe viitor o să fac și o emisiune cu această temă, cu care mă mândresc foarte mult. Și asta e. Da, dar deci tu ai depășit acest concurs. Nu știu. Chiar nu pot să răspund. Poate pe viitor, dacă fac un proiect foarte interesant și voi fi sigur pe mine că voi putea cu demnitate să reprezint Republica Moldova, de ce nu? Uh-huh. Chiar dacă mulți, nu ești primul care mă întreabă, mulți mă doresc la Eurovision să particip. Da, eu îmi dau seama. Dar dintre cei care s-au un concurs, ai care v-a preferat? Eu sunt o persoană foarte sinceră, zic așa cum este, nu i-am urmărit, habar n-am. Știu doar câțiva colegi de-ai mei care participă și atât, dar cei 60 sau câți sunt ei, nu-i cunosc. Am înțeles. În afară de România, te mai promovezi undeva? Da, deja de 2 ani vreau să mă lansez în Ucraina și în Rusia, chiar dacă piesa din Oca și Liblu TV au avut o mare reușită în aceste țări. Vreau să tind spre acest public, fiindcă îmi este mai aproape și este un progres mai mare, fiindcă când ești cunoscut la tine în țară, ai realizat ceva în spatele tău, ai făcut ceva lucruri frumoase, deja vreau mai mult, fiindcă Republica Moldova deocamdată nu-mi dă voie să mă dezvolt mai mult. În afară de Drochia, Cahul și Chișinău, nu m-am dezvoltat. Dar mă mândresc cu ceea ce am obținut, fiindcă niciodată nu uit de unde am venit. Uh-huh. Fiindcă asta e foarte important să recunoști. Noi, înainte de anul nou, am vorbit, tu ai spus că sună-mă după, eu plec în America, ia ca în ziua asta. Povestește ce ai făcut acolo, ce ai văzut, cu cine te-ai întâlnit, ce ți-a plăcut, ce nu ți-a plăcut. Niciodată nu mi-a plăcut, am înțeles, niciodată nu mi-a plăcut să vorbesc despre viața mea personală, unde mă odihnesc, dar zic câteva detalii. Am avut o vacanță de 2 săptămâni în America. Nu, eu găsesc la așa ceva. Serios. Dar tu ai fost cam interesant. E o altă viață, în primul rând. Am vizitat două orașe super frumoase, New York și Las Vegas. Am rămas impresionat de ambele. Uh-huh. New York-ul în felul său este frumos, Las Vegas-ul cunoaștem că este unul din cele mai frumoase și mai luminoase și mai atractive orașe din lume, cazinouri, etc. Mi-a plăcut foarte mult. Am mers la prieteni în New York și verișoara mea este stabilită în America. După aia, ziua mea de naștere, Crăciunul, l-am sărbătorit acolo. Da. Am mers și în cluburi. Am fost plăcut surprins că sunt mulți moldoveni. Abia? Îți dai seama... În Las Vegas sau în New York? Și în Las Vegas și în New York. Uh-huh. Am mers într-un club în New York, unde la miez de noapte ne distram noi cu prietenii și mă uit că o gașcă de băieți se uită la mine. Nu înțeleg care e faza. Unul are așa un curaj mai mare, se apropie de mine, începe să se salute în engleză și eu zic, eu sunt. Ionel, tu? Dar noi ne uităm la tine, nu-mi vine a crede că tu ești. Și uite că am realizat că, uite că moldoveni sunt peste tot locul. Mm-hmm. Sunt foarte mulți, sunt oriunde. De când să te promovezi acolo cumva? Eu iubesc să fiu regele la mine acasă. Ia uite așa, iubesc să devin popular și cunoscut în Rusia și în Ucraina. Asta e, acum este scopul meu. Dar America, cred eu, o să-i ajut pe copiii mei în viitor. Fiindcă, zic, eu sunt realist și gândesc direct, nu gândesc prea sus. Uh-huh.
După New York am mers în Las Vegas, la fel cu prietenii m-am distrat, am jucat și casino. După aia... Câți bani ai pierdut? Nu zic. Dar am rămas uimit câtă lume joacă în casino în Las Vegas, sincer, nu m-am așteptat. Credeam că văd doar în filme astfel de, de priveliști. Uite că lumea crede și lumea joacă. Lumea crede că o să câștigi. Probabil că, că și câștigă dacă merge. După mi-am văzut idolul din copilărie, am avut eu, niciodată n-am iubit să spun la fel de ceva personal, că îmi place o anumită artistă, a fost un secret, doar că poza pe care am publicat-o am făcut-o, am făcut-o celebră ca să cunoască toată lumea. M-am văzut cu Britney, a fost un vis din copilărie, eu admir pe ea, îi admir arta pe care o face, videoclipurile, muzica pe care o face și cred eu că este o legendă care a crescut generații, la fel ca și Trei Sud-Est, ca și multe trupe îndrăgite de noi și artiști. O vacanță reușită ai avut. Da, mulțumesc. Îmi pare bine. În ce țară din lume ai vrea să trăiești? Care ar fi un loc ideal pentru tine? Mi-a plăcut America. Am fost în mai multe țări, dar America mi-a plăcut prin simplitate și prin libertate. Mi-a plăcut să mergi în magazin, acolo poți să mergi cum vrei, poți să-ți vopsești părul verde și nimeni nu atrage atenția la tine. Deci este un alt, o altă gândire și asta foarte mult mi-a plăcut și practic totul e diferit. Dacă la noi... Ai putea să trăiești acolo, nu? Da, cel mai mare drag, doar că m-am întors acasă deoarece, zic, mă leagă o carieră. Da, dar ți se face dor de casă când ești plecat? Că chiar doar vreau să vin acasă, vreau să merg prin glod, vreau asta. Prin glod nu cred. Vreau să bem un gin. Apropo, este și un restaurant moldovenesc în New York, pe care dacă vrei să guști o mămăligă, cu cel mai mare drag mergi în restaurant și îți reamintești gustările de la noi de acasă. Dar doar tot timpul o să fie și este, fiindcă ca acasă toți cunoaștem că nu e. Acasă e cel mai bine, doar că de ce toți pleacă, deoarece la noi nu este un viitor. De ce vreau să merg și eu mai departe, să mă lansez peste hotarele țări? Fiindcă nu am viitor. Eu, în afară de aceste câteva orașe din Republica Moldova, nu mai pot să realizez nimic. Dar eu am muncit atâția ani și muncesc de la 8 ani nu pentru a cânta la nunți, doar și a cânta la câteva concerte. Eu vreau sceni mari, eu vreau public mare, eu vreau să cuceresc noi teritorii și evident, un public mult mai mare. Evident, asta e cumva da. Natural pentru un om. Dar iacă ai pomenit de nunți. Cât de des cânti la petreceri private, nunți cu mătrii? Adică asta e un lucru pe care tu îl faci sau alegi dacă vrei să-l faci sau nu? Nu. Îl practic și îl fac. Fiindcă asta este un ban, asta e un fel de a câștiga bani, fiindcă ca să realizezi un videoclip, o piesă, eu nu am un sponsor sau nu am, nu-mi doresc să cer de la părinți, eu invers, eu îi ajut pe ei. Mă străduiesc să fac totul singur și oricine cântă, de la Sofia Rotaru până la Stas Mihailov. Cântă la un privat. Chiar și Jennifer Lopez a mers în Kazakhstan și a cântat la un privat cu 3 milioane sau cât a luat ea. Doar că depinde de statutul de vedetă și câți bani iei. Dar... Tu în ce categorie intri? Cât iei tu? Niciodată nu o să-ți dezvălui direct. Pentru că eu câteva zile în urmă am stat pe internet și nu știu cum mi-a venit articol, l-am citit și practic la americani chestia asta cu venitul e foarte publică. Adică tu dacă ai 1 milion de euro poți să-ți aduci pe Taylor Swift, dacă ai nu știu cât acolo poți aduci pe Maroon 5 și chestia asta e foarte vizibilă. E foarte vizibilă pentru o piață și într-o țară unde showbiz-ul este dezvoltat, unde este public absolut totul. Că Lady Gaga, Britney, Madonna costă atâta, fiindcă acolo este o concurență foarte mare, acolo sunt case de discuri, sunt multe televiziuni și este un public de milioane de oameni. Dar noi sunt 3 milioane, noi practic suntem o familie mică, Republica Moldova, care ne cunoaștem unul cu altul. Eu nu merg sau
oriunde ar merge într-un local, un local din Chișinău, eu găsesc cunoscuți, prieteni pe Facebook care ne salutăm. Eu să vreau într-o zi să merg undeva, să nu mă cunoască nimeni sau să nu mă vadă, poate nu mă sunt bine în această zi, da? Eu nu pot să ies nicăieri, deoarece întâlnesc o cunoștință sau un prieten sau cineva pe care mă cunoaște oriunde. Da, da, adevărat. Mă înțelegi? N-ai unde te ascunde. Da. Noi trebuie să luăm o mică pauză, nu vă duceți departe, revenim în câteva minute. Noi am revenit, pentru cei care au uitat, discutăm cu Ionel Istrate. Ionel, tot de pe net am citit că la vârsta de 2 ani ai plecat din Chișinău la Dubăsari. Uh-huh. Acolo ai stat un timp, ai făcut școală. În 2007, stai să văd, ai revenit cu studiile în Chișinău. Nu știu dacă e adevărat. Da, așa este. Da, sigur. Mă interesează când ai revenit. Te-ai simțit aici ca acasă sau nu? Unde te simți totuși mai bine? Acolo, aici unde te-ai născut, deja, sau acolo? Deja aici și acolo. Uh-huh. La început, evident, că acasă... peste Nistru, în Dubăsari, fiindcă aici când am venit am început practic totul de la început, am început să învăț limba română, uh-huh, să studiez, fiindcă la noi mai mult se vorbea limba rusă. Tu acolo ai vorbit în rusă, nu? Da, și mulți asta nu o cunosc, deoarece eu nu sunt printre vedetele care mă laudă tot timpul că eu am vorbit în limba rusă și eu am învățat totul de la început. Uh-huh. Eu așa, sunt mai calm un pic. Și uite că am venit. Eram adolescent, am făcut liceu de științe și tehnologie moderne, uh-huh, am avut bacul ca și toți studenții și după asta mi-am ales Academia de Studii Economice, Management, Business Administrare, un fel de a fi posibil și să pot să, în viitor să fac contracte, să fiu deci un fel de manager. Pentru că eu nu am înțeles, pentru ce îți trebuie diplomă de economist, tu fiind un artist Eu zic, un fel de manager, da? Uh-huh. Să pricep în toate contractele, uh-huh, în toate aceste lucruri, da. Dar familia ta stă la Chișinău? Nu, sunt în Transnistria. Și cât de des tu... Acum, în ultima perioadă, mai des ei vin la mine, uh-huh, fiindcă, din păcate, am prea puțin timp, îndeoseb cu proiectele mele muzicale și concertele, chiar am prea puțin timp, dar m-am străduit cât de des să merg, fiindcă îi iubesc foarte mult și acum e, să zic eu, secolul 21, Skype, toate chestiile acestea, acum nu e ca înainte. Scrisori sau doar, acum... Scrie scrisori. Când eram mic, da, sigur. Eu am zis-o foarte bine, scrie scrisori. Da. Aha. Cetățenii câte ai, mă interesează? Și care sunt ele, tot aș vrea să știu. Una, Republica Moldova. Asta este. Da. Și dacă ar începe un război, ai lupta? Nu pot să-ți răspund la această întrebare. Probabil că da, uh-huh, dar mai mult cred eu că îi voi distra pe toți, le voi face concert. Voi luptați, eu scând, da? Da. Care sunt lucrurile de care tu nu ai fi în stare să faci niciodată? Nu aș trăda pe nimeni, uh-huh, îndeosebi oamenii pe care iubesc. Asta este un lucru foarte important pentru mine. Și atât, mai sunt alte... Dar ce nu ai putea ierta altui om? La fel, fățărnicie sau trădare sau... Mm-hmm. Deci dacă te-ai trădat odată, gata, tu le excluzi. Deja mă uit cu alți ochi, aha, la acel om. Deja nu mai am încredere, chiar dacă pot să iert, pot să comunic în continuare, dar eu sunt un fel de om dacă... atât... a făcut ceva ce nu mi-a plăcut și am văzut că nu este sincer cu mine, eu deja mă uit altfel la acel om, nu mai am atâta încredere. Și încrederea și prietenii îi fac cu ani, am câțiva prieteni la care țin foarte mult și mă mândresc cu asta, dar am mulți cunoscuți, mulți prieteni, dar cunoscuți. Nu pot să le zic multe teme personale care mă dor sau care mă ating. Sunt, în afară de părinți, sunt câțiva prieteni și atât, nimic mai mult. Un bărbat trebuie să arate bine sau nu? Și dacă da, cum? Depinde. De exemplu, eu sunt o persoană publică, mulți
mulți mă privesc, mulți își doresc să fie ca mine și eu sunt nevoit să arăt bine, sunt nevoit tot timpul să fiu îmbrăcat la patroace, nu ca un exemplu să fiu, da? Dar, chiar dacă am stilul meu, nu la toți evident le place, dar eu cu asta mă deosebesc, fiindcă îmi place să fiu eu și tot timpul m-am străduit să fiu așa cum sunt. Mm-hmm. Niciodată nu m-am străduit să fiu altfel, fiindcă în rusă este «Vă-te mai prelesti». Mă interesează câți bani tu cheltui pe frezură, cât de des tunzi? O dată în lună mă tund. A, serios? Da, o dată în lună. Am un frezer pe care îl stimez foarte mult, la care merg deja din 2009-2008, deja sunt ani. Eu nu-l schimb. Dacă el este plecat peste hotare, prin Italia, prin Franța, la diferite joburi pe temele lor, atunci mai schimb, mai merg în altă parte. Dar mie îmi plac să lucrez cu oamenii stabil, da, pe care îi am cu anii. Acasă, cât timp îți ia să faci frezura cu afura? Nu frezura, cu afura. Eu foarte repede. Eu mă trezesc dimineața, mă spăl pe dinți și am făcut la sport. Haine de unde îți cumperi și cât investești? Îmi iau și din Republica Moldova, deci din Chișinău, dar deseori merg în România și în Scotia, fiindcă la noi e cam dificil. Și e scump, trebuie să recunoaști. Probabil și e scump, dar mai mult e greu foarte să-mi găsesc ceea ce mi-ar plăcea. Deseori cos. A, da? La comandă? Da. Am înțeles. În afara scenei, te machiezi sau nu? Rare ori, dar sunt cazuri. Există. Atunci când se întâmplă să comiți greșeli gramaticale, când te exprimi, nu știu, nu tocmai corect, și când lumea începe a face zarvă din asta, oamenii încep a te discuta, tot felul de jurnaliști fac știri, cum reacționezi tu? Dar să recunoaștem că sunt minim 3 gafe făcute de mine și ele sunt atât de populare, deoarece și acum sunt un pic supărat pe jurnaliști, deoarece în discuția noastră de 15-20 de minute, ei își alegeau doar fragmentul unde am făcut eu o gafă, unde am greșit și făceau tragedie națională pentru țara. După aceste două cazuri, eu am început să fiu mult mai atent. Deja am început să gândesc ceea ce spun, fiindcă să recunoaștem mulți dintre noi, chiar și voi jurnaliști, faceți gafe, suntem oameni. Eu nu jurnalist, asta e unul și eu fac și eu gafe de exprimare. Ca prezentator sau ca altceva. Și zic, eu cred că oricine poate să facă o gafă, doar că, uite, eu am fost foarte mediatizat, fiindcă îți dai seama, lumea pe lângă performanțele tale și pe lângă succesul și pe lângă reușitele tale, ei vor tot timpul să vadă și ce negativități ai, înțelegi? Uite că eu m-am prins cu câțiva ani în urmă cu două celebre citate. Da, practic celebru, lumea te citează. Da, nu vreau să zic care, dar cred că toți îl cunosc. Sorry. Pentru tine, în principiu, nu-i tare important ce spun ceilalți. Adică tu ești sigur pe tine pentru mine este important ce cred eu despre mine și ce cred cei apropiați. Eu pe tine nu te cunosc, tu mie vizual, dacă nu mi-ai plăcut, eu pot să spun foarte multe aiurea, dar atâta timp cât tu faci cunoștință cu persoana, o cunoști ce prezintă ea, atunci absolut îți schimb părerea, fiindcă am avut și multe cazuri la care, Ionel, dar noi credeam că tu ești atât de mândru sau ești atât de fițos sau ești, nu vrea să vorbești cu cineva, dar tu ești atât de simplu și eu foarte mult am câștigat cu simplitatea mea, doar că nu pot să arăți tuturor, fiindcă sunt prea mulți. Dar toți nici nu merit. Da, eu am un grup de oameni, am prieteni, am cunoștințe și atât. Dar 3 milioane de oameni, toată Republica, nu pot să o controlez. Evident. Eu cred că fiecare are negativități și nu la toți le place Madonna sau Marilyn Manson. De fiecare își alege unde și la ce se uite. De care calități tu de fapt te mândrești? Și care nu-ți plac? În mine? Da, evident. Sunt o persoană sinceră.
tot timpul, dacă mă văd de spus, o spun în față. Asta ce îți place? Da, asta îmi place. Da, asta îmi place. Îmi place că am învățat să apreciez lucrul altora. Deoarece înainte eram un pic egoist și nu puteam să apreciez ce face un alt artist, da? Sau alte lucruri. Dar acum, peste ani, am învățat să laud pe cineva, să zic, wow, ce super, bravo, merge înainte. Înainte eram un pic așa mai reținut, nu spuneam aceste lucruri. Uite, calitatea aceasta tot îmi place. Dar ce nu-mi place, nu știu. Toți noi avem ce poate să nu ne placă noi, nu știu. Deci amă nu pot să-mi spui. Chiar nu sunt gata să-ți spun ce nu-mi place. Ok. Politica din țară și din afara țării te interesează? Nu. Nu. Chiar dacă am fost invitat acum anul trecut la campania electorală de foarte multe partide, am refuzat absolut pe toate. Deci decât să te împiești acolo, nu știi, mai bine refuz. Da, eu le-am refuzat pe toate. Acum am trăit fără politică și m-am dezvoltat și am investit și am făcut. Uite că o să merg înainte și fără asta. Am înțeles. Care este cea mai memorabilă amintire din copilărie? Am avut multe momente memorabile. Am avut o copilărie chiar foarte, foarte interesantă. Una fericită? Și foarte fericită. Pe lângă concursuri, eu reușeam să merg la țară, să merg la bunica, să mă joc de diferite jocuri, să mergem la furatul căpșunilor de la vecini, chiar dacă bunica avea căpșuni acasă, ni se părea... Să mai dulce așa. Da, da, exact. Noi am avut, eu cred că și tu, că ești de vârsta mea, am avut o copilărie altfel decât generația. Acum este generația iPhone-elor. Acum ei fură în jocuri. Da, da, da. Sau merg la Săniuș. Noi uite că am avut o amintire și o altfel de copilărie cu care mă mândresc și sper că copiii mei la fel se ducă la bunei să se joace și să unde să zburde, da, exact. Crezi în dragoste la prima vedere? Nu m-am îndrăgostit niciodată la prima vedere, doar am simpatizat și atât. Care a fost cea mai lungă sau poate este, nu știu, relația un ta? Un an și. Mai mult, nu cum n-a rezistat, nu a fost să fie. Fiindcă asta nu vine cum îți dorești tu, asta... Da, e un proces. Da, un proces ține la sine vine. Ce părere ai despre cuplurile care se despart? Și după asta se șterg din lista de prieteni de pe Facebook, de pe alte rețele de socializare care nu mai comunică, care eu se urăsc. Eu nu le înțeleg. Nu. Eu nu le înțeleg. Dacă eu tot timpul m-am sfăduit în relațiile mele să fim prieteni după, fiindcă viața e scurtă, dar eu cred că în unele momente, dacă fata te-a înșelat pe tine, atunci de cred că ori, da. Nu e ok acest lucru și eu cred că e ok să o ștergi din viața ta. Dar atâta timp, dacă te-ai despărțit, că gata, ți-a trecut sentimentul ăsta de dragoste, de atracție, v-ați despărțit la propria ambelor dorință, atunci e ok să fiți prieteni. Și mă sunt tot timpul să fiu prieten cu toți, absolut. Ce muzică asculți? Diferită. Absolut diferită. Trei cânte care ți-au plăcut recent, care le pui în căști, asculți în mașină? Deci, acum, la momentul dat, îmi place... ce îmi place? Îmi place Ina, are o piesă, acum recent, foarte funny. Practic, eu ascult... totul. Nu am o anumită piesă care să ascult în continuu. Ascult tot timpul diferit. Astăzi poate să-mi placă un pop rock să ascult, mâine poate să-mi placă... uneori am ascultat și chiar și Mânea. Da? Serios. În adolescență, prin anul 2005, și ce Mânea ascultam eu? Spune-mi că tot a fost numai în vis. Eu cred că toată Republica Moldova a ascultat această melodie. Și nu e rușine să spunem, fiindcă dacă ești sincer cu tine, e bine. Când ai mers ultima oară în transport public? A fost atât de mult?
Recunosc că când făceam studii la Academia de Studii Economice, mergeam cu rutiera. Aha. Nu eram cunoscut. Și cum aveam reacționat lumea sau nu te știam? Nu mă știa pe atunci. Uh-huh. Aveam, la liceu vorbesc. Deja după primul șlagăr, 5 ani în urmă, Lublu Tipea, deja a fost ultima lovitură când eu am urcat în rutieră și o doamnă mai în vârstă, Ionela, vă rog, vă acordez locul. Am tras atunci o rușine în mine, că am zis că gata. Aici. E aici, da. Dar nu e rușine, toți suntem oameni. Vă zic, Chișinău, Republica Moldova, suntem un neam. Fiindcă, practic, toți ne cunoaștem unul cu altul, toți avem cunoștințe apropiate. Eu cred că nu e rușine. Uh-huh. Chiar dacă în America am uitat ce actor merge cu metro ăsta din... Keanu Reeves. Da, exact. Așa se spune, cel puțin. Da. Mă interesează dacă ești fericit. Da, sunt fericit. La ziua de azi? Mulțumesc. Eu sunt fericit, sunt realizat. Evident că vreau să fac mai multe lucruri, vreau să am mai multe reușite, dar eu cred că trebuie să mulțumim lui Dumnezeu pentru ceea ce am făcut până acum, la momentul dat, fiindcă nemulțumitului și... Să ia darul. Da, să ia darul, fiindcă trebuie să fii mulțumit de ceea ce ai. Asta e important în ziua de azi. Da. Am și 5 întrebări suspecte, 5 adăugătoare, la care am să te rog să răspunzi foarte repede, sincer, posibil cu da sau nu, dacă e cazul. Când te-ai îmbătat ultima oară? Săptămâna trecut. Când ți în duș? Da. Ți-ar plăcea să ai coadă? Nu. Când ai plâns ultima oară? Două săptămâni urmă la un film. Când ai privit porn ultima oară? Săptămâna trecută. Asta este. Mersi. Mulțumesc frumos că ai acceptat să vii. Mersi pentru răspunsuri sincere. A fost o discuție interesantă. Eu sper noi să ne mai vedem. Da, cu siguranță. Îți mulțumesc pentru această invitație și sper să ai și tu cât mai multe reușite. Mulțumesc. Facem numai la cameră încă o dată. Noi ne vedem săptămâna viitoare cu un alt interviu, cu un alt invitat. Să aveți o seară frumoasă. La revedere!